Deci e o problemă, e o mare farsă. Atunci, dacă noi reușim să ne adunăm forțele și să punem de la parte conceptuală până la experiență, pe nivele de la părinți copii, înainte de naștere, e problema de educație prenatală, foarte interesantă, v-am spus, sunt universități prenatale de dialog mamă-copil în fixarea intenționalităților și gândirilor înainte de naștere, inclusiv cu aparatură electronică pentru chestia respectivă, ca să poată exista o adaptare a sunetelor prin intermediul lichidului amniotic care distorsionează sunetele și se adapteze ca atare. Și atunci au apărut niște, nu știu dacă ați văzut, sigur ați auzit la televizor ce înseamnă să inspiri, heliu. E mai ușor și cărțile vocale creează un efect foarte ciudat. Vorbești ca Donald Duck. Când te duci la scufundare pe adâncime foarte mare, e obligatoriu azotul să locuiește cu heliu. Și automat cărțile vocale nu au aceea rezonanță și tu vorbești, dar nu e inteligibil. Deci este un aparat special care restructurează semnalul ăla ca să fie inteligibil. Se numește anti-Donald Duck. Anti-Donald Duck este o reprocesare de semnal, că procesările astea sunt deja ca să poți să asculte copilul înăuntru mai aproape de realitatea care o să iasă din lichidul amniotic. Sunt deja 20 de ani de experiență cu copii care acum au 20 de ani, în care dialogul de dezvoltare s-a făcut înainte de a se naște cu mult, de la 4 luni, care înseamnă mai departe înainte de a se naște, de ce se proiectează un copil, nu vine la întâmplat, îl chem. Și asta înseamnă o pregătire a mamei și a familiei. Deci e o schimbare majoră ca să întrebăm asta, dar le știm. Avem puterea să le și trăim? Vă mulțumesc mult pentru seara asta, că să dăm Dumnezeu să ne auzim cu bine. Las microfonul mai departe, că cred că merită discuții mai departe și întrebări și discuții. O să vă povestesc ce a fost, prima dată o discuție specială, cu ce s-a întâmplat în alte meleaguri. Vă aștept cu drag pe fiecare dată la cafenea. Mulțumim, Florin! Pentru cei de casă, probabil că știți procedura. Pentru cei mai nou veniți, vă aduc la cunoștință cum încercăm să continuăm seara după prelegere. Toți cei care doresc să pună întrebări în prima fază și într-a doua fază să facă comentarii pe marginea temei pe care am avut-o în seara asta, sunt invitați aici și îi rog să vină să-și spună întrebările și comentariile apoi la microfon. Ca de obicei, domnul Tașad este primul pregătit și foarte documentat de obicei. Vă dau microfonul și vă așteptăm în continuare pe cei care doresc să continue dialogul. Mulțumesc foarte mult. După cum știți, acesta este planul A. Îl așteptam pe domnul Vasile acum două săptămâni, în care am discutat ce este CSC și ce direcții îmbrățișează în viitor. Prima întrebare care i-aș pune, dar aș face un mic comentariu. Dacă citim cursul de metafizică lui Nae Ionescu, cel care a ajutat la publicarea lui spunea: profesorul Nae Ionescu nu ne preda despre filosofie. Profesorul filosofa împreună cu noi. Vasile s-a comportat în acest mod. Deci modul, de fapt, care a trăit. Acum, dacă îl întreb cum a trăit această lecție care în seara aceasta a prezentat nouă, este într-un mod unic și deosebit. Aș vrea să-l întreb pe Vasile într-un context anume, el are un logo foarte interesant, aș vrea să-l explici într-un minut. Tu ești cel pe care îl aștepți. Da. Adică nu tu sau nu cineva anume pleacă de la ideea că fiecare dintre noi este important să se regăsească pe sine, să parcurgă un proces interior de a se conștientiza unic, întreg, complet și din acest spațiu să aleagă apoi să experimenteze, să creeze ceea ce dorește. Ceea ce a spus, da. Ceea ce dorește, da, adică, ceea ce a visat, da, de fapt. Ducându-o și într-o zonă, să spunem așa, spirituală,
O a doua venire înseamnă, de fapt, o trezire a fiecăruia dintre noi și o conștientizare a acestei unități în care putem să operăm cu toți, ca o minte și o inimă comună. Da, atunci ce frumos a explicat despre business-uri strategice sau afaceri strategice. Dacă urmărim periplul prin viața domnului Păun, de la managementul strategic și până la managementul riscurilor, de la managementul informației până la director în Direcția Generală de Informații Armatei, până la contrainformații și până la management sau lider intuitiv, care este o excelentă dezvoltare conceptuală. De ce totuși ați abandonat? Pentru că voiam să vă întreb, urmărind lucrările de la Davos, acum din ianuarie din Elveția, s-a dat publicității riscurile pentru 2014. Și când citești asta, spui minele în cap, ce te așteaptă sau ce te-ar putea aștepta. Dumneavoastră, de ce credeți că nu există lideri care să managerieze, să gestioneze aceste riscuri care oricând pot exploda și creează niște nenorocire extraordinare? Hai să ne uităm puțin la partea benefică a acestei situații, care întrebarea în sine conține o nemulțumire. Dacă ne uităm la ea, cu cât fixez mai mult atenția pe un subiect, cu atât îi cresc probabilitatea de manifestare. Da. Cu cât vorbesc mai mult despre un risc, cu atât îi cresc mai mult probabilitatea de exprimare. Și atunci noi vorbim despre riscuri, ba chiar creăm și structuri anti-ceva, ca să fie foarte clară chestiunea, ca acel lucru să se întâmple fără doar și poate. Da? Adică asta este expresia unei gândiri dualiste, în care pe ce punem atenția, pe aia hrănim, de fapt. Și atunci, asta este o modalitate prin care se deturnează atenția și se utilizează resursele ca să gestioneze, așa zisele, riscuri, când nouă ne-ar trebui, de pildă, structuri și acțiuni pentru coerență. Da? Adică creez structuri pentru coerență și gestionez sincronicități. Poate primul pas din triada pentru armonie, coerența. Da. Da? Am reținut, eu primul contact cu dumneavoastră aici în sală, a fost iarăși o etichetă față de politicienii români. Și mi-am dat seama de lucru ăsta dintr-o vorbă lui Vasile, spune: să nu mai arătăm cu un deget, ci cu trei degete spre noi și cu unul în curs. Să încetăm să arătăm în sensul de unei nemulțumiri sau unei critici sau în sensul de a accepta... Adică și mai nuanțat. Primul pas în a construi realitatea pe care o alegem este să încetăm să mai vorbim despre realitatea curentă. Curentă, da. De aici plecăm. E acel val de unde realizăm. Aș vrea să vă întreb dacă ar fi următorul scenariu. Alo, domnul Păun, am fost la toate conferințele dumneavoastră, am citit pe Facebook ce ați declarat, am citit gândurile pe care le aveți și nu se întâmplă nimic. Și domnul Păun întreabă: dar ce ați făcut în această direcție? Răspuns: am așteptat. Dumneavoastră cum comentați? Pentru că la orice conferință de noastră și am urmărit, problema este vorba dumneavoastră, de la conștientizarea individuală până la cea mentală și dacă s-ar putea propaga în echipe care se realizează de compatibilități de genul menționat. Da, ca să ajungem la ideea de a ne manifesta cu toți ca ființe suverane în propria viață, sigur că avem nevoie de acest subiect nuanțat și de acei lideri care să sprijine acest proces de trecere de la oi în turmă sau berbeci sau cum vrem, în care suntem victime, eventual păstori, eventual agresori în realitate, la creatori, la ființe suverane. Și atunci comentariul care îl fac este că avem nevoie de curaj, fiecare dintre noi,
să ne asumăm acest nou rol în propria noastră viață. Și avem nevoie de mai mult sau mai puțin timp, în funcție de determinarea personală, ca să eliberăm acei nori despre care am vorbit. Și apoi, de-abia apoi, avem nevoie din nou de curaj ca să ne simțim atrași și să mergem spre ființele cu care rezonăm, suntem în aceeași bandă de compatibilitate și împreună să creăm puterea necesară pentru a aduce în manifestare realitățile non-egotice pe care ni le dorim. A treia întrebare aici, în context al prelegei dumneavoastră, v-ați referit la viitorii lideri ai lumii și sunt și tineri care, într-adevăr, ar fi potențial viitor lider ai lumii. Citesc foarte multe cărți și constat că nu se produc aceste salturi de conștiință. Unoară, pământul e bolnav, o carte, sau alimentarea naturii, o carte. Și te duci cu gândul la liderii politici actuali sau economici ai lumii care iau deciziile. În raport de tot contextul de probleme pe care dumneavoastră l-ați exprimat aici, ce am avea nevoie ca să apară alți lideri de calitate, de genul, cum a spus Mahatma Gandhi, fi tu însă schimbarea ce vrei să se producă în lume. Însă dumneavoastră ați spus că ați trecut prin acest lucru și v-ați propus inițial să schimbați lumea și ați spus, primul lucru trebuie să mă schimb pe mine. Și 7 ani ați conștientizat că asta trebuie să fac și după aia vom schimba lumea. Păi, eu cred că suntem deja în acest proces și asta. Acum depinde ce ochelari punem. Unii văd lumea care se prăbușește, alții văd lumea care deja crește. Și ca să vedem vlăstari din ce în ce mai viguroși, este important să ne uităm la lume altfel noi. Și atunci acel fi tu schimbarea pe care o vrei în jurul tău înseamnă că eu transfigurez cu prezența și călătoria mea prin lume, lumea. Și dacă încă mai sunt războaie în lume, sunt pentru că sunt războaie în mine. Dacă mai este încă sărăcie în lume sau orice alt aspect care în acest moment simt că aș vrea să fie altceva, lucrurile astea mai coexistă în mine. Deci fiecare dintre noi, gândind așa și acționând așa, generează acea masă critică necesară ca pur și simplu războiul să devină o chestiune care a fost. Dar încă există în noi aceste elemente, încă există această logică a conflictului, această economie a pauperității, a lipsurilor. Și atunci noi trebuie să dezvoltăm interior această stare. Și probabil că avem nevoie de ceva mai mult sau mai puțin timp în funcție de... Să vizităm la economia... Bunăstării, da. Dar inerția este principalul nostru adversar și în egală măsură și elementul sau adversarul care ne iubește cel mai mult, pentru că ne arată unde suntem. Și aici este lucrarea cu noi, să depășim propria noastră inerție, care nu înseamnă o luptă cu noi. Pentru că inerția este adversarul care te iubește. El îți arată unde ești și trebuie doar să faci un singur pas, dincolo de cât îți arată el că nu mai poți, sau că până aici poți. De fiecare dată. Și lucrând cu această inerție, ea se dizolvă. Și atunci te poți uita la lume și mergând pe stradă în fiecare zi, un exemplu foarte concret, un cartier întreg poate să devină vesel ca urmare a strădaniei acțiunii cu grație, cu ușurință, de a te uita la oameni ca fiind vesel și trăind această stare. Această stare. Pur și simplu. Da. Și ultima întrebare, fiind aici și Simona Stoicescu, Școala de Fericire, într-o prelegere a dumneavoastră, tot așa, fiindcă sunt și eu profesor de mulți ani, a spus că profesorii trebuie să fie fericiți. Da. Ați putea explica într-un minut ce da. Înseamnă? Și mă bucur de întrebare că, într-un fel, îmi dă posibilitatea, să aduc în atenția celor prezenți cum a început această călătorie interioară. M-am dus la cineva, acum aproape 8 ani de zile, care este numit, să zic așa, șaman. Șaman, da. Da, un vindecător prin sunete, prin tot felul de tehnologii mai puțin digerate de o minte rațională. Și m-a întrebat cu ce mă ocup. Și stilul lui era de genul Poiana lui Ocan. Toți oamenii erau ca aici. Și se uita la fiecare și întreba, tu de ce ai venit? Și fiecare spunea, și tu cu ce te ocupi?
Sigur, apropo de ce spunea și Florin, de orgoliu personal, că zic, eu sunt orator inspirațional, așa credeam eu pe vremea aia despre mine și așa îmi plăcea să vă numesc. Da. Și el, într-un mod așa foarte glumeț, a zis, bă, Cocoș, pe tine te masează vreo persoană? M-am uitat așa, păi zic, sigur că da, și ăsta era un adevăr, că chiar mi-am dat voie să mă simt bine, adică eu am găsit multe chestii cu timpul meu, și în cea mai mare parte a timpului mă bucur și mă ocup de mine. Da. Și masajul era un ingredient important. Și el zice, știi că persoana aia care te masează, dacă nu este fericită, asta e exprimat altfel și bănuiesc că te duceți, nu este iubită și alte lucruri, când a pus mâna pe tine, ți-a transmis toată starea ei, știi că doamna profesoară, doamna educatoare, ăsta a fost dialogul lui, da, da. Când îți spune unul cu unul, tu de fapt ești un burete la școală, în clasa întâia, care tu integrezi starea pe care o are și nu informația pe care ți-o dă, și atunci este esențial, avem nevoie de dascăl fericiți, care de fapt profesia, cunoașterea pe care o predă să fie o trăire interioară deja experimentată prin trăire directă, ca să zic așa. Adică eu știu ceva în sensul că eu sunt acel lucru despre care pretind sau vorbesc că știu. Și cu o stare interioară de pace, de calm, de armonie, de iubire. De iubire. Da. Da. Cam așa. Foarte sigur că discuțiile ar fi extraordinare de multe. Și iubiți și alții colegi, dacă vrei să pună întrebări. Întrebări? Comentarii? Până vă pregătiți, am și eu câteva. Mi-a plăcut foarte mult prelegerea, din multe puncte de vedere și pentru faptul că am avut șansa să-l cunosc pe Domnul Păun și în viețile anterioare profesionale, ca să spun așa, în perioada în care se ocupa de o latură de business, să spunem, complementară la laturii în care sunt acum eu. Competitive intelligence versus business intelligence.